Bună ziua, domnilor și domnilor, și bun găsit, vă spun și de această dată. Vă invit astăzi la o discuție legată de idei de afaceri, idei de afaceri pentru tineri, în special pentru tinerii studenți, idei pe care ar putea să le pună în practică cu bani puțini, dar cu multă pasiune și de asemenea cu dorință până la urmă. Suntem în 2015, în care antreprenoriatul a început să se dezvolte și la noi. Vom vedea ce avem de făcut, ce ne trebuie, cu ce bani putem să pornim la drum, dar și câteva idei de startup-uri, dar și cum ne ajută statul pentru a face aceste lucruri. Vom afla de la domnul conferențiar universitar dr. Radu Ogârcă, de la Facultatea de Economie și Administrare a Afacerilor din cadrul Universității din Craiova. Bună ziua, bun găsit! Bună ziua, bine v-am găsit! Cred că trebuie să începem discuția cu problema dacă ne dorim să începem o afacere sau nu. Dacă, din punct de vedere mental, suntem pregătiți să avem propria afacere. Din păcate, sistemul nostru de educație, vorbesc de educația formală, dar vorbesc și de educația din familie, nu cred că ne pregătește foarte mult pentru antreprenoriat. Familia tradițională românească este ceva mai conservatoare și cred că ne amintim cu toții, au rămas cu ceva din comunism, da. Potrivit căruia du-te la un job care să fie sigur, eventual de unde să ieși la pensie. Da. Nu risca! Din păcate, nu mai există jobul acela, sau eu nu-l mai știu, jobul de la care să ieși la pensie. Acum cred că pe parcursul carierei profesionale un individ schimbă chiar din postura de salariat, să n-ajungem încă la antreprenoriat, măcar 2-3 joburi. Nu mai există jobul acela sigur de la care să ies la pensie. Revin la problema educației. Discut frecvent cu studenții problema aceasta când au avut ei contact, sau prima oară când au auzit de antreprenoriat. Și la noi, primele cursuri de antreprenoriat se predau undeva la clasa 10-a cel mai devreme. Asta înseamnă 15-16. Asta la cei cu profil economic, da, da, da. Puțină economie în clasa 11-a și asta este tot. Mai mult decât atât, acolo lucrurile sunt din nou mecanic. Nimic practic, nimic concret, să scrie propriul plan de afaceri, să încerce să aibă câteva idei pe care să le dezvolte împreună cu profesorul de la curs. Spuneam că nici familia nu face foarte mult. Instinctele acestea mercantile, să zicem, de afaceri, apar, spun psihologii, undeva în jurul vârstei de 4 ani. Copilul începe să conștientizeze ce sunt banii, că poate obține ceva în schimbul banilor. Din păcate, noi nu reușim să inducem copiilor ideea de multe ori că au propriul buget pe care trebuie să-l administreze, în care trebuie să se încadreze, și dacă au și, mă rog, posibilitatea să facă facultatea acasă, la Craiova, lângă familie, se trezesc la 22-23 de ani că niciodată n-au fost puși în situația de a-și administra un propriu buget pentru nevoi personale, pentru activitățile zilnice. Bani încasați, cheltuieli. În consecință, cred că primul pas pe care trebuie să-l facem este să umblăm la educație și la educație mai de jos, până să ajungă la noi la facultate. Al doilea lucru pe care de fiecare dată vreau să-l subliniez este că în societatea românească avem o criză de modele antreprenoriale. Cunoaștem cu toții mari oameni de afaceri, cei care sunt în top 50 milionari, da. Dar care, iată că în ultima perioadă au cam sfârșit au prin alte părți, niciun caz deveni model pentru tinerii, da, noștri. Eu spun că asta este și vina mass media și vina noastră, că nu reușim să popularizăm și modelele de succes. Nu putem să generalizăm și să spunem că toți oamenii de afaceri din România au obținut averile și au făcut averile pe căi mai puțin legale. Chiar astăzi la un curs întrebam pe studenți dacă le spune ceva numele de Pavel sau frații Pavel. Nimic, nicio reacție. Sunt proprietarii Dedemanului, o afacere românească de succes, care în momentul de față nu sunt implicați în niciun fel de acțiune penală, probleme în jurul afacerilor. Mai mult decât atât, este o afacere pe care
O dau de exemplu pentru că a reușit să câștige destul de bine lupta cu multinaționalele. Afacere 100% românesc, capital 100% românesc, care a reușit să reziste pe această piață dominată de jucători mari din exterior. De aceea cred că și popularizarea acestor modele, modele adevărate, veritabile, care au făcut averea cu ideile și cu munca lor, fără a călca pe lângă lege, ar putea să stimuleze cumva inițiativele antreprenoriale în rândul tinerilor. Sunt exemple, Marius Ghene, un craiovean de-al nostru, Bradu Georgescu, în zona informaticii. Sunt exemple de succes mai puțin cunoscute. Pentru noi sunt câteva nume de oameni de afaceri și politicieni pe care le știm toți și cu asta punem ștampila pe omul de afaceri român. Pe de altă parte, nu cred că sunt nici genul care să vrea să iasă în față cu orice preț. Da, cam așa se întâmplă. Nu au început în ultima vreme, dar nu pe posturile cu mare audiență. Desfășoară acțiuni de mentorat, de tutorat în diverse proiecte, mai puțin vizibile, adevărat, pentru un public mai larg. Sunt acolo 20, 30, 50 de oameni care iau contact, care îi ascultă, care îi audiază, dar e puțin. Trebuie să se creeze o masă critică, trebuie să se producă o schimbare de mentalitate și la generația ceva mai dinainte acestor tineri, vorbim de tineri studenți la 20 de ani, da? Cred că acestea, dacă vorbim ca un cadru general, educație, educație încă din familie, educație încă de la vârstă mică și după aceea popularizarea unor modele, ca să ne putem hotărâ să ne apucăm de antreprenoriat. Bine, la generația 20-25 e greu să vină cu modelul din familie, cu exemplu din familie, pentru că a fost o familie care a trăit în comunism, unde ideea de antreprenoriat nu exista. Da. Da. Acum, la această generație, încercăm, asta discutam și astăzi, încercăm să vedem ce se mai poate, să-i, în perioada anilor de facultate, mai multă încredere în propriile forțe și să încerce cumva să iasă din cadrul educației formale, din sala de curs, să meargă. Sunt tot felul de întâlniri cu oameni de afaceri, de simpozioane, reuniuni, evenimente. Toate acestea pot ajuta. În primul rând, creează niște cunoștințe, un networking care poate fi util ulterior în dezvoltarea unei afaceri. În al doilea rând, poate să-mi dea niște idei pentru demararea unei ulterioare afaceri. Reticenți uneori, la Facultatea de Economie și Administrare a Afacerilor organizăm lunar o întâlnire cu oameni de afaceri din zona noastră, din Craiova, la care studenții sunt invitați. Oamenii de afaceri își prezintă afacerea, după care au o discuție, o sesiune de întrebări-răspunsuri cu studenții. Destul de timizi să pună întrebări, să afle, au început să după un exercițiu de aproape un an de zile, au început să fie puțin mai curajoși și să întrebe, să caute răspunsuri la niște întrebări care îi frământă. Întrebările, sigur, cam ăștia sunt. Ce idee de afaceri și cu ce bani? Cam aici se învârt lucrurile. Și din această cauză nu prea găsim. De regulă, antreprenorii sunt oameni pasionați, care și-au dus pasiunea și-au pus-o în practică. Da. Asta este răspunsul pe care îl dau tot timpul. Bine, întrebarea. Am 22 de ani, n-am bani, de ce să mă apuc? Depinde. Răspunsul nu poate să fie la fel pentru toată lumea. Există mai multe elemente care îl caracterizează pe individul respectiv. Vedeam asta la Marius Ghenea. Spunea că nu vârsta și faptul că n-am bani sunt elementele care mă definesc. Ce cunoștințe am dobândit? Dacă am un hobby, dacă am niște lucruri la care mă pricep foarte bine, pot să nu fie cele pe care le-am studiat în facultate sau în liceu. Pasiunea mea poate să fie într-o altă zonă.
în niciun caz, în niciun caz asta un sfat, să se apuce de o afacere într-o zonă pe care nu o stăpânesc și pentru care nu manifestă niciun fel de interes, doar pentru că este o modă, doar pentru că constată că s-au deschis astfel de afaceri în Craiova și că le merg bine celorlalți oameni de afaceri. Bine, pe de altă parte este vorba și de o mentalitate de învingător, de curaj pentru a debuta și a investi o sumă de într-un potențial business care la un moment dat poate să ne întrețină și să facă profit, că scopul final acesta ar fi. Citez tot dintr-un întreprinzător de-al nostru, Radu Georgescu, spunea că la vârsta aceasta, la 20 de ani, au marea șansă că pot să facă încă greșeli fără implicații asupra familiei. La 40 de ani, la 35 de ani, când să zicem că ai o familie și că de sumele alea investite nu depinde doar existența ta, ci și a familiei, a copilului, ce știu eu, cum e familia fiecăruia, mai puțin dispus să riști, mai puțin dispus să te duci către o idee mai nouă, neexistentă pe piață, la 20 de ani încă ai șansa, posibilitatea să greșești. Nici asta nu încurajăm prin sistemul de educație, să încurajăm chiar și greșeala și din greșeală să învățăm. Nu e un capăt de țară, sunt multe exemple de antreprenori care n-au reușit nici cu prima, nici cu a doua, poate abia la a treia încercare au reușit să găsească ideea câștigătoare. E esențial curajul, inițiativa. Uneori mă pune nevoia în situația să încep afacerea. Mi-am pierdut jobul, nu reușesc să mă angajez, poate sunt la o vârstă, între vârste, cel mai periculos, 45-50 de ani, și atunci încep o afacere, încep când să mă gândesc... Când ești prea tânăr ca să te mai obișnuiești cu noile reguli și prea în vârstă... Vârstă, exact. Și atunci mă gândesc, la ce mă pricep? Nu știu, poate sunt un bun mecanic, poate sunt un bun contabil, poate sunt un... am o dexteritate în asta, dacă vorbesc în zona doamnelor, să fac niște bijuterii, handmade-urile acestea. Care au prins un avânt extraordinar, da. Cred că acestea și produsele ecologice sunt printre business-urile care s-au conturat foarte bine în ultimii ani în România. Complementar chiar cu statutul de salariat, dacă vorbesc de handmade-uri. Doamna are un job până la ora 4-5, după care în timpul liber se implică și într-o astfel de activitate, completându-și veniturile. Poate să fie un bun început pentru antreprenoriat, poate să-i permită acumularea unui capital care ulterior să fie transformat într-o afacere de dimensiuni ceva mai mari. Un sediu, poate un angajat, doi angajați, da? Poate să-mi permită acumularea acestui capital. Vorbeați de pasiune, până la urmă, și ați place ceea ce faci. O altă idee pe care am văzut că și asta prinde conturi e cea cu lucru pe rețelele de socializare. A crea o pagină, până la urmă, de Facebook, pentru că studențimea, în mare parte și nu numai, își petrece mare parte din timp pe Facebook. Așadar, își însușește caracteristicile de funcționare ale rețelei de socializare din plăcere. Da. Eu cred că nu se poate, cel puțin o afacere în zona asta, cu bani puțin, un startup, nu trebuie să facă abstracție de aceste, trebuie să se uite foarte serios la rețelele de socializare, că e o modalitate extrem de ieftină de a te face cunoscut, de a-ți face un marketing. Cunosc, activez așa și cred că în continuare, cel puțin la nivelul Craiovei, există o poate să fie o oportunitate, poate să fie o idee de afaceri ca și liber profesionist. Administrarea paginilor de Facebook pentru mai multe firme. Cred că un tânăr poate să administreze 5-6 pagini de firmă fără probleme. Numai că nu se poate face haotic. Există deja o literatură pe asta, există deja niște reguli, există deja niște tehnici. Sigur, din pasiune stăm toți pe Facebook, dar ca să am o pagină de Facebook pentru o firmă, trebuie câteva lucruri, să urmăresc niște elemente, cine intră acolo, chiar să o sponsorizez și să o aduc în fața potențialilor clienți pentru produsele, serviciile mele.
Și există de la oameni de afaceri din oraș solicitări către noi pentru tineri care ar putea să le administreze pagina de Facebook. Presupune multe lucruri asta, nu e chiar la îndemână. În primul rând, o bună capacitate de comunicare în scris. A doua, trebuie să te familiarizezi cu domeniul de activitate al firmei respective, cu întreaga ramură, să conexezi pagina respectivă cu jucătorii importanți din domeniul respectiv. Să găsești segmentul țintă către care se duc produsele, serviciile firmei și să încerci să aduci cât mai mulți dintre potențialii consumatori pe pagina respectivă. Poate fi o bună idee de afaceri, iată, fără bani foarte mulți, din fața calculatorului, plătit de firmele care își doresc administrată pagina. Studenții cât de deschiși sunt? Vorbeam de această deschidere care, cel puțin în teorie, o vedem. Că da. Începe să se manifeste ușor, ușor la generația aceasta, generația da. 20, studenții dumneavoastră. Chiar astăzi făceam un sondaj printre studenți, cam cât se văd în următorii 2 ani conducând o afacere sau inițiind o afacere. Un sondaj extrem de interesant, cât da. Se văd funcționari, până la urmă contabili, și cât se văd, iată, da. Antreprenori. Sub 50% se văd ca având propria afacere. Nu o foarte bună deschidere din punctul ăsta de vedere. Cumva suntem în media națională, cam așa stau lucrurile și la nivel național în rândul tinerilor. Doar puțin peste 50% se văd ca în următorii 5 ani, 2 ani, depinde cum e făcut sondajul, să aibă o proprie afacere. În continuare, teamă și argumentul că nu există finanțare sau că nu au o idee genială de afaceri. Amândouă pot fi contracarate. Singurul lucru pe care nu prea mai putem să le ducem este acest curaj. Ce putem să facem este, mai subspuneam asta, să încercăm să le inspirăm mai multă încredere în propriile forțe. Să încurajăm să se manifeste mai mult, să se manifeste chiar în interiorul orelor de curs și de seminar. Să se audă vorbind, să discute. Acum, legat de partea de idei geniale, nu există, după părerea, sau sunt rare, iluminări de genul ăsta cu o idee genială de afaceri. Ce ați recomanda? Să se meargă pe idei de afaceri care deja și-au dovedit acuratețea, și-au dovedit profitabilitatea, sau către idei de afaceri noi pe piață care nu mai sunt? Cred că ambele au avantaje și dezavantaje. Da. Există abordarea aceasta atunci când se spune că merg pe idei care s-au mai făcut pe piață. Google n-a inventat motorul de căutare. Facebook n-a inventat rețelele de socializare. Și totuși astăzi sunt cel mai cunoscut motor de căutare sau cea mai cunoscută rețea de socializare. Contează ideea, dar contează și modul cum reușești să o implementezi, să o pui în practică. Putem să facem același lucru și eu și dumneavoastră, și dumneavoastră să aveți succes în afaceri și eu să nu am niciun, pe aceeași idee de afaceri. Modul de implementare e mai important din punctul meu de vedere decât ideea genială. Nu cred că în condițiile de astăzi, la deschiderea de astăzi, internet, vedem tot ce e și în străinătate, lucrurile circulă foarte repede, informațiile circulă foarte repede, ne mai poate, sau, Doamne ajută să ne mai vină o idee genială de afaceri pe care nimeni n-a mai făcut-o niciodată, o idee de afaceri pe care nimeni n-a mai făcut-o. Ce putem să facem este să realizăm de o manieră personală, punându-ne amprenta pe niște idei de afaceri, pe niște afaceri care deja există. Eu le recomand studenților, când mă mai întreabă asta, când vă căutați o idee de afaceri, gândiți-vă la nevoile proprii. La niște servicii de care sunteți nemulțumiți cum vă sunt oferite în momentul de față pe piață. Nu știu, serviciul, de ce nu-ți place la un restaurant? De ce nu-ți place la magazinul din colț? Ce ai de reproșat? Și gândește-te dacă ai putea să faci altfel restaurantul respectiv, magazinul din colț sau ce știu eu ce alte servicii. Cred că asta poate duce la succes în momentul de față.
părerea mea este că cu bani puțini și la vârsta asta, mai greu să începem o afacere în zona de producție. De aceea ar fi frumos să avem producții. Cred că trebuie să ne orientăm către servicii, oricare ar fi natura acestor servicii. Și atunci, clientul satisfăcut trebuie să fie obiectivul nostru. O cultură a excelenței, dacă să iasă mulțumit orice client din magazinul meu, din restaurantul meu, din ce-i fi având acolo. Asta poate să fie și un bun instrument de marketing pentru afacerea mea. Un client satisfăcut aducându-mi după aceea alți clienți. Un client nemulțumit povestind asta mai mult decât o poveste cel care a plecat satisfăcut de la mine. Iar acest lucru nu se poate face decât cu pasiune, decât făcând ceva pentru care simți o înclinație. V-am spus, poate să nu fie în zona pentru care m-am pregătit. Nu știu, dintr-un accident, dintr-o avânt al vârstei, m-am dus către o facultate, către niște studii în care nu mă regăsesc. Pot să mă apuc de orice altceva. Dragoș Anastasiu, vă iau un alt exemplu de antreprenor, absolvent de medicină, acum în zona turismului și a transporturilor. Nicio legătură aparent între... Și spune că, deși a fost un medic bun, n-a simțit pasiune pentru profesia de medic. Și că simte pasiune pentru zona aceasta a serviciilor, oricare ar fi natura acestor servicii. Și că simte satisfacție când un client pleacă mulțumit de la firma de transport sau de la firma de turism. Putem vorbi de antreprenoriat ca fiind cumva o profesie, dacă putem să-i spunem așa, de vocație? Cred că este o profesie de vocație, da. Da, cred că este o profesie de vocație. Citeam la un moment dat câteva articole din care reieșea că mari antreprenori nu sunt școlarizați, instruiți neapărat sau încă da. De la debut în, da. În domeniul afacerilor. Da. N-aș... Este un mit, parțial adevărat, parțial fals, că oamenii care... Pe de altă parte, a avea niște studii în spate presupune o scăderea imensă a riscurilor. Știi în ce te implici, știi să-ți calculezi până la urmă, să-ți pui pe hârtie datele concrete ale problemei și să vezi dacă ești pe plus și are rost să te implici sau nu, sau te gândești la altceva. Cred, ca să o iau cu prima parte, cred că, într-adevăr, sunt exemple de antreprenori, Bill Gates, nu știu, care au început studii universitare, dar care n-au reușit să le termine sau chiar cu probleme mai mari în anii de școală. Bill Gates cred că deja e un exemplu celebru printre studenți da, în momentul în care pică examenul, a reușit și Bill Gates, de ce nu eu? Da, Mai există un antreprenor, Richard Branson, care a fost dislexic, o problemă de citit. Evident, asta a generat o grămadă de probleme de școlarizare, care acum este un om de afaceri de succes. Cred, cum se explică aceste probleme și după aceea succesul ulterior? Cred că sistemul de educație formal încurajează un anumit conformism sau merge pe un anumit conformism. Aceste persoane care ulterior vor deveni antreprenorii de succes, cred că chiar în sistemele astea sunt creativi, nu reușesc să se încadreze și așa explic și rezultatele unora dintre ei mai slabe. Nu reușesc să intre în niște tipare pe care le promovează școala clasică. Asta a fost totuși anii 70 și antreprenorii din anii 70. Dacă venim înspre zilele noastre, nu mai discutăm de prea mulți antreprenori de succes fără studii. Rămâne încă posibilitatea să am un flair pentru afaceri și cred că în situația aceasta soluția ar trebui să fie să mă înconjor de niște oameni care stăpânesc mai bine decât mine domeniul economic, domeniul vânzărilor, da? Să rămân cel care are ideea, dar să mă înconjor de niște consultanți acolo unde simt că nu mai stăpânesc lucrurile. Bine, cred că este condiția esențială a lucra în echipă, a prețui echipa. Da, este din nou în teorie că în practică chiar și la în țările mai evoluate din punct de vedere al antreprenoriatului, dar și la noi când vorbesc în România, dar și în Oltenia,
antreprenorul, cel puțin în primele faze, are senzația asta de om orchestră, de a le face pe toate, de a le ști pe toate. Uneori nici nu înțelegi de ce, dacă și-a angajat un director de producție, nu-l ascultă și simte nevoia să rezolve tot el sau să vină tot el cu soluțiile în zona aceea. Spune că mai ales în Oltenia. Mai ales bine, în Oltenia, poate da. Poate să fie și o caracteristică pozitivă, încăpățânarea și încrederea în propriile forțe. Da. Ar putea să fie, numai că nu suntem foarte, din zona aceasta antreprenoriatului, nu stăm din păcate foarte bine. Stăm chiar, suntem printre codașii în statistici cu inițiativele antreprenoriale. Poate fi și o expresie a sărăciei anumitor zone din Oltenia, da? Și resurse financiare limitate. Da? Cred că nu e numai asta, cred că este și conservatorismul acesta pe care îl avem și așa aparent suntem mai incisivi, suntem mai încăpățânați, dar riscăm mai puțin, cred. Deși cred că ar fi o soluție antreprenoriatul pentru regiunea noastră, pentru regiunea Olteniei, da. Dacă ne uităm că suntem pe locul 2 ca și dezvoltare și pe primul loc în ceea ce privește numărul șomerilor. Da. Vom lua o scurtă pauză de publicitate, ne vom întoarce după aceasta și vom afla de la domnul profesor cum ne ajută statul, de unde putem să accesăm fonduri, bani, cum să facem acest lucru pentru a debuta într-o afacere. Revenim! Recunoscute în peste 150 de țări, diplomele DALF și DELF îți oferă sprijin și competență lingvistică în limba franceză. Sunt diplome oficiale eliberate de Ministerul Educației Naționale din Franța și recunoscute internațional. Aceste diplome vă permit atât înscrierea în universitățile franceze și francofone, cât și accesul pe piața muncii din Franța și din țările francofone. Pentru a le obține, nu trebuie să mergeți la București, Iași, Cluj sau Timișoara. Acum vă puteți pregăti și susține examenele cu profesori experimentați la Centrul de Pregătire și Examinare DELF-DALF de la Universitatea din Craiova. Vă așteptăm! Siguranță, confort, promptitudine. Transport pentru călători pe cele mai importante rute din oraș. Transport persoane pentru excursii sau curse speciale în cele mai moderne microbuze. Publicitate pe mijloacele de transport pentru promovarea afacerii tale. Inspecții tehnice, periodice pentru autoturisme, tractoare rutiere și remorci, toate la prețuri fără concurență. De aceea, exigențele călătorilor se regăsesc în serviciile noastre. RAT Craiova în fiecare zi! Evenimentele se succed cu rapiditate. Noi selectăm pentru tine informația care contează. Aici găsești o abordare obiectivă, fără comentarii și fără interpretări. Alege să te informezi, alege știrile TELEU. Show me.
Radarul pădurilor va stopa defrișările ilegale. Informează-te www.apepăduri.gov.ro. Am revenit după pauza de publicitate. Suntem în continuare alături de domnul conferențiar universitar dr. Radu Ogârcă de la Facultatea de Economie și Administrare a Afacerilor din cadrul Universității din Craiova. Vorbeam înainte de pauza de publicitate, domn profesor, despre ingredientele pe care ar trebui să le aibă un întreprinzător, așa cum subliniam, este până la urmă, pentru a ajunge la cotele cele mai înalte, o profesie de vocație. Și aminteam de perseverență, de curaj, de seriozitate, evident, da, și de pasiune, ca fiind ingredientele cheie. Pe lângă toate acestea însă, vrem, nu vrem, ne întoarcem la partea financiară, pentru că nu putem să facem nimic dacă nu avem și un minim de capital. Aș mai puncta, mă întorc și la capital, aș mai puncta responsabilitate pentru antreprenorul nostru, ca trebuie să fie conștient că antreprenoriatul oferă o grămadă de satisfacții, oferă o anumită libertate, o anumită autonomie, dacă vreți poate și o bunăstare materială de la un nivel încolo, dar și multă responsabilitate. La început poate ești pe cont propriu, după aceea vei avea 1, 2, 3, 5 angajați, devii responsabil nu numai de soarta ta, de banii tăi personal, dar și de soarta acestor oameni care cumva și-au legat speranțele de respectiva afacere. Acum vorbim de partea financiară. Pentru România, pentru startup-uri, pentru afaceri pornite de la zero, soluția este bani personali. Nu sunt prea multe posibilități, ajungem poate și la câteva posibilități, dar în principiu banii trebuie să fie bani proprii. Că sunt ai mei, că sunt ai părinților, că sunt ai unor cunoscuți, deși nu recomand, dar pot să fie și asta. Demararea unei afaceri nu se prea poate face în România decât pe această cale. Creditele bancare nu sunt o soluție pentru întreprinderile aflate în faza de pornire, de demarare, pentru că de cele mai multe ori banca cere un istoric financiar pe care eu, ca întreprindere nou finanțată, n-am de unde să-l pun la dispoziție. Trebuie să vadă niște date din urmă, să vadă că afacerea eficientă, că poate să, că poți să returnezi respectivul împrumut. Odată depășit, dacă îmi iau gândul de la credit, unde mă pot orienta? Și la început vorbeam și de faptul că statul ar trebui sau ar putea să ajute întreprinzătorii. Cred că statul astfel s-ar autoajuta? Sunt absolut de acord că statul s-ar detenționa de niște presiuni pe diverse bugete, șomaj, chestiuni de genul acesta, dacă activitatea antreprenorială ar fi înfloritoare. De câțiva ani există posibilitatea înființării așa numitelor SRLD-uri, societăți cu răspundere limitată, debutant.
Până în vara trecută era o limită de vârstă, doar până la 35 de ani. A picat această restricție, condiția ca să înființezi un SRLD rămâne doar să nu mai fi fost asociat sau acționar într-o altă întreprindere anterior înființării SRLD-ului. Care sunt avantajele? Cheltuielile de înființare sunt aici spre zero. Trebuie doar să depun un capital social care la minim este de 200 de lei și câteva taxe notariale. 30-40 de lei, să zicem așa, evaluând aceste cheltuieli. Aș putea să-mi înființez firma undeva la 2 milioane 250 de lei. Înființând în varianta clasică, să zicem, fără a beneficia de această facilitate, sumele sunt 1200, 1300, 1500, cam pe aici pe undeva. Mă referiți aici practic la cheltuielile de înființare, exact. Cheltuielile legate de diverse taxe, autorizări. SRLD-ul, asta e principalul avantaj pe care mi-l dă. După aceea mai este o facilitate oferită, scutirea de contribuțiile pentru asigurări sociale prin partea angajatorului. Deci o facilitate fiscală. Programul a fost conceput cumva mai generos cu SRLD-ul. Cel care își deschidea o astfel de societate putea să beneficieze și de o subvenție din partea statului nerambursabilă până la 10.000 de euro, cu condiția ca la banii pe care îi primesc de la stat să vin și eu cu aceiași bani. Solicit de la stat 3.000 de euro, să pun și eu în afacerea respectivă 3.000 de euro bani personali. Solicit 10.000, vin cu cei 10.000. Sumă nerambursabilă, așadar, care nu va trebui să fie înapoiată. Da. Partea cu care venea statul. În niște condiții însă, doi salariați angajați pe perioadă nedeterminată pentru a beneficia de această subvenție. Putea să fie și însuși antreprenorul? Putea să fie și însuși antreprenorul, da. După aceea, 50% din profitul pe care îl genera afacerea respectivă să rămână să se reinvestească în afacere. Este o schemă de finanțare care a funcționat cu probleme chiar sfârșitul de an. De obicei în luna aceasta, pe la mijlocul lunii martie, începutul lunii martie, apăreau normele pentru anul următor. Încă n-au apărut aceste norme, suntem la 11 martie, n-au apărut. A apărut un proiect pentru acestea. Nu știu, există și un avantaj, există partea aceasta nerambursabilă, există însă și niște obligații. Firma trebuie să funcționeze 3 ani, după aceea să mențină acești salariați, care poate să ridice niște probleme. În condițiile în care nu-mi respect aceste obligații, returnez banii aceștia către stat. Pe lângă că mi-am pierdut pe cei personali, mai rămân și cu o datorie. Dar poate să fie. Sunt SRLD-uri care au accesat aceste programe și care au reușit să ajungă la cifre de afaceri importante după primii ani, după cum există și câteva exemple de firme care n-au supraviețuit. Perioada aceasta de primii 2-3 ani este cea mai critică. Dacă reușesc să trec peste această perioadă, am șanse să supraviețuiesc pe piață. Pomenați de stat și de faptul că până la acest moment încă n-au apărut normele de aplicare, practic nu se știe dacă vor mai fi aceste facilități sau nu. Da. Când vorbim de un business, gândim totuși pe termen cel puțin mediu. Da. Câtă predictibilitate asigură statul român? Statul român... Știm cu toții răspunsul, este evident o întrebare retorică, dar în lipsa acestei predictibilități, în lipsa faptului că nu putem să fim siguri ce taxe vom plăti, nici măcar peste o jumătate de ani, dar rămite în viitorii ani, 2-3 ani. Da. Asta este o problemă pe care o resim mai ales IMM-urile, care depind de fiecare bănuț, care au
o programare a veniturilor și a cheltuielilor riguroasă. La o întreprindere mare poate mai sunt rezerve, mai sunt marje. Întreprinderea mică stă pe fiecare bleuț, măcar să supraviețuiască dacă nu să genereze și un profit. Și toate aceste schimbări perturbă viața întreprinderilor mici și mijlocii. De aceea, în ultimii ani, a fost și criza, dar au fost și aceste schimbări cu în zona fiscală mai ales, care au dus la dispariția a destul de multe întreprinderi mici și mijlocii, unele deja desființate pe hârtie, altele desființate în fapt, chiar dacă există încă în acte, dar nu mai au activitate sau activitatea este una care e pe pierdere. Tot în zona de finanțare, aș vrea să mai vorbesc și despre fondurile europene, care pot să fie o soluție pentru finanțarea afacerii în faza aceasta de început. Acum, la nivel național, pe Pozdru este un proiect deschis România Startup, mai mulți beneficiari ai acestui proiect. Avem și în zona Oltenia promovarea culturii antreprenoriale în zona sud-vest Oltenia și București-Ilfov, un proiect despre care studenții noștri pot afla mai multe informații fie pe pagina facultății, fie pe pagina universității. Și nu doar studenții, oricine este interesat, da, este deschis tuturor. În esență, despre ce e vorba în cadrul acestui proiect, în următoarele cam două luni vor fi niște cursuri de antreprenoriat. De aceea e deschis tuturor, chiar dacă au altă pregătire. În aceste două luni vor învăța, să zicem, câteva elemente minimale pentru administrarea unei afaceri, după care vor avea de elaborat un plan de afaceri. Dintre planurile de afaceri care se vor elabora, 50 din 334 vor primi o finanțare nerambursabilă, care poate să ajungă la 25.000 de euro în urma evaluării planului de afaceri de către o echipă, să zicem, multidisciplinară, oameni de afaceri, oameni din zona financiar-bancară, care apreciază viabilitatea respectivului proiect. În principiu, el este țintit către tineri, 18-25 de ani, recomandarea, dar nu e limitativă. De asemenea, un rol important în grupul țintă l-au femeile. O parte a grupului țintă, cred că 25%, trebuie să fie femei care intenționează să-și deschidă afacerea. Sigur, s-ar putea să nu se finalizeze cu afacere deschisă, dar se finalizează cu niște competențe în zona aceasta antreprenorială, cu un plan de afaceri evaluat de niște profesioniști care pot să-mi spună de ce nu merge, de ce credeai că nu merge, și asta mă poate face pe mine să-mi regândesc ideea de afaceri. Cred că poate să toată lumea să încerce care are... Tu se adresează doar celor care se gândesc la un business sau și celor care au început deja un business de o perioadă, scurtă? Da. Cred că până la 3 ani este. Deci cei care au, și cei care au o afacere în faza aceasta de început, urmând să, ca prin intermediul proiectului să facă o dezvoltare a afacerii pe care o au. Asta în zona de finanțări europene. Cu ce vine dificil, dacă vreți, finanțarea europeană? Cu o birocrație destul de pronunțat. Întreprinzătorul sau viitorul nostru întreprinzător trebuie să se gândească că trebuie să respecte clar niște condiții, niște pași pe care i-a convenit acolo la implementarea planului de afaceri, că banii aceia trebuie folosiți exact pentru ce s-a declarat că se va face în afacerea respectivă, și mai mult decât atât, că în spatele fiecărei acțiuni, cumpărări, achiziționări, stau foarte multe hârtii. Birocrația poate să fie o problemă în finanțarea aceasta, mai ales dacă n-am o disciplină sau o anumită rigurozitate. Eu ca persoană, da? Nu trebuie să înțeleg că sunt niște bani pe care îi folosesc absolut cum vreau eu. Îi folosesc exact cum am declarat că îi voi folosi.
Așadar, o perioadă practic de școlarizare, da, dacă putem să-i spunem așa, de 2 luni, timp în care se lucrează la acest plan care urmează până la urmă să intre în competiție cu ale colegilor. Spuneați că sunt 334, cred că sunt în grupul țintă, din care se vor finanța 50 de planuri de afaceri cu sume până la 25.000 de euro. Sumele pot să fie și 7.000 de euro și 12.000 de euro în funcție de fiecare cum își dimensiune. Asta e, de să specificul zicem, ipoteticului business. Poate fi o oportunitate pentru tine și nu numai pentru tine. Informații informații pentru cei care ar putea să fie interesați sau sunt interesați de acest proiect se găsesc pe pagina... Pe pagina universității, pe pagina Facultății de Economie. Deci cursurile se vor face la Facultatea de Economie și Administrarea Afacerilor. Universitatea din Craiova. Facultatea de Economie este implicată în acest proiect prin câțiva formatori, prin câteva persoane din cei care asigură managementul proiectului. Nu este un proiect exclusiv al Facultății de Economie și Administrare Afacerilor. Dar cred că faptul că sunteți parteneri este o garanție a faptului că acele proiecte care pot să prindă finanțare vor fi duse la bun sfârșit în condițiile optime. Da, cu siguranță asta, vom acorda sprijin tuturor să scrie un plan bun. Important este să aibă ideea. După aceea, partea de plan de afaceri, de-aia sunt acolo aceste cursuri, de-aia sunt câțiva consultanți pentru respectivii să-i ajute să înțeleagă mecanismele financiare, să facă niște proiecții pe zona aceasta, ideea și voința de a demara afacerea. Mi-amintesc de un proiect, iarăși foarte frumos, care se adresa de această dată liceenilor, elevilor din preuniversitar pe care l-ați desfășurat la Facultatea de Economie și Administrare Afacerilor, cu elevi și ideile lor. Un proiect foarte frumos, dar nu mai avem foarte mult timp. Am vrut doar să-l subliniez, pentru că vorbeam de ce înseamnă mentalitatea de a crește în acest moment. În luna mai avem din nou faza finală a acestui proiect. Anul trecut a fost doar la nivelul Craiovei, anul acesta l-am extins la nivelul județului Dolj. Vom avea din nou faza finală găzduită de noi, tot în ideea aceasta de a ne duce cu educația antreprenorială mai jos, la liceu. Într-adevăr, un proiect de succes în rândul liceenilor, generând o anumită emulație pentru zona aceasta antreprenorială. Observați modalități în ceea ce privește modul în care concep schimbări, în ceea ce privește modul în care concep o eventuală afacere, pentru că ei sunt o altă generație. Da. Chiar foarte mult folosind noile tehnologii. Ei aveau un internet cafe, dar nu ideea proiectul câștigător anul trecut, un internet cafe, dar nu ce știam noi clasic despre internet cafe, asta cu calculatoare, unde să interacționeze, jocuri, chestiuni de genul acesta. Mult mai evoluat, folosind toate aceste noi tehnologii. Și în general, în cele 12-14 proiecte câte au fost, multe tendința de a se duce spre folosirea aceasta intensivă a noilor tehnologii ca o tendință. Da? Manifestă la tinerii de liceu. Mai puțin înclinați spre producție clasică, spre chestiuni de genul acesta, servicii folosind tehnologiile informației. Câți ani credeți că ne vor mai trebui până când vom deveni și noi ca țările capitaliste, cu tradiție capitalistă, la care business-ul este un mod de a fi în orice familie? Fiecare dezvoltă un business. Schimbările de mentalitate se fac lent, nu ne putem aștepta. Sigur, 20 de ani, 30 de ani, nu știu să spun asta, dar nici nu trebuie să ne așteptăm la schimbări pe un orizont de 5 ani, 3 ani, 2 ani. Schimbările de mentalitate, de cultură, de abordare a educației, a educației în familie, a familiei, care repus acum pe alte baze, durează. Deci, 20-30 de ani, poate.
Vestea bună este că aceste schimbări se pare că vin până la urmă și această dorință vine de jos în sus, de la populație către cei care ne conduc și nu invers. De asta eu sunt optimistă și cred că va dura mai puțin decât ne-am putea aștepta. Ar fi de dorit, dar cred că nici zona de mentalitate e greu de schimbat prin acte normative, prin decizii. Oamenii trebuie să conștientizeze ce ar trebui să asigure vârfurile sau conducerea politică de care o fie. Ar trebui să transmită un mesaj că lucrurile se fac serios, că lucrurile se fac cinstit, că lucrurile se fac cu transparență. Dacă lucrurile astea ar fi realizate, cred că ar crea premisele ca transformarea să vină. Poate să vină și de jos și poate că e mai repede făcută de jos. Dar să nu mai persiste niciun fel de suspiciune că vârfurile noastre sunt implicate în tot felul de lucruri necurate. Și că legislația se schimbă în funcție de cum se schimbă culoarea politică și o luăm de la capăt, pentru că de obicei ne obișnuim până la urmă cu impozitele și taxele și actele care trebuiesc depuse și așa mai departe, că s-ar putea luna viitoare să funcționăm după un alt cod fiscal și așa mai departe. Aici putem să fim mai optimiști că lucrurile s-ar putea. Acum, oricum trebuie să fim juști și să spunem că nu mai e chiar devălmășia de acum 15 ani. Că lucrurile s-au mai așezat puțin, dar în continuare sunt și numai discuțiile că urmează ceva nou, că urmează un nou cod fiscal, pot să producă niște frământări în piață, omul nemai având curaj să se implice în ceva, să dezvolte ceva, dacă la anul vine altceva, sau dacă din iunie plătesc altfel, sau dacă din decembrie nu știu ce se mai întâmplă. Chiar dacă nu se va întâmpla, numai orizontul așteptării acesteia poate să-mi afecteze mersul normal al afacerii. Domnul profesor, vă mulțumesc, vom continua și sper că ne veți alături și într-o ediție următoare, pentru că să căutăm soluții. Să vedem până la urmă, ne rămăsese dator, mai sunt și alte măsuri cu care statul vine, să nu pară că am criticat prea mult statul, mai sunt și alte linii de finanțare prin care se încearcă sprijinirea tinerilor care au idei și vor să debuteze în afaceri, și cred că a venit timpul. Suntem generația tânără, generația studenților dumneavoastră, care ar trebui să-și pună amprenta și să ne transforme într-o țară cu adevărat capitalistă. Optimismul, încrederea trebuie să... Sunt ingrediente necesare. Sunt ingrediente absolut necesare pentru începutul unei afaceri. Tinerii trebuie să aibă curaj și să rețină asta, că încă pot greși, că o greșeală acum nu este un capăt de drum, poate să fie un punct pentru a demara altceva, de a învăța din asta și a demara altceva. Încă pot să greșească și de avantajul acesta trebuie să se bucure. Vă mulțumesc încă o dată, toate cele bune vă doresc celor de acasă, în speranța că v-ați gândit un pic mai serios la ce înseamnă a porni o afacere. Până la urmă, a fi informat este primul pas. Toate cele bune!